Doi piloți experimentați ai Inspectoratului General de Aviație se pregătesc să decoleze cu avionul cu numărul 1122. Aparatul și-a reluat zborurile abia la începutul acestei luni, după ce a trecut printr-o revizie capitală care a costat în jur de 1,3 milioane de euro. O atenție deosebită acordăm avionului Cessna, care, eu știu, face diferența prin performanțele lui de zbor. M-aș referi la altitudinile la care zboară și la vitezele pe care le dezvoltă, de aici înțelegând că pacienții ajung într-un timp foarte scurt la destinațiile unde trebuie să transportați. În doar câteva săptămâni de activitate, aeronava Smurda a avut deja 5 misiuni, dintre care 3 externe. Avionul a dus pacienți la Bruxelles și Leipzig și a adus unul din capitala Greciei. Am avut misiuni cu pacienți și pe care am transportat în Germania la spitale care le puteau oferi asistența medicală corespunzătoare rănilor lor și un pacient cu afecțiuni hepatice din Grecia repatriat. În prezent, între misiuni, aeronava zboară foarte mult pentru formarea de noi piloți. În acest fel, în mai puțin de jumătate de lună, s-au strâns deja 40 de ore de zbor. Deși construit în urmă cu câteva decenii, aparatul mai poate zbura multă vreme, adunând până în prezent mai puțin din jumătatea orelor de zbor date de producător. Din 2014, când a fost donat statului, și până în 2016, când a fost blocat la sol, a avut în jur de 70 de misiuni umanitare. A participat inclusiv la cea mai mare evacuare medicală din istoria recentă a României, transportul răniților incendiu de la colectiv în străinătate. Smurda are în total 2 avioane, mai are un turboprop, un Piper Cheyenne, care însă este blocat la sol de anul trecut de prin mai. Are nevoie de o revizie tehnică. Se speră ca și acesta să revină în curând în activitate. Dintr-un avion al Smurd, de undeva de deasupra capitalei, pentru Telejurnal, Adelin Petrișor și Relu Calotă.